Helmut Ducadam a murit la 65 de ani, după ce în urmă cu câteva zile ar fi stat internat la Spitalul Militar din Capitală, la neurochirurgie. Deși părea că starea lui este bună, situația s-ar fi agravat vineri, iar luni s-a stins din viață. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca un om blând și familist și încuraja și pe ceilalți să devină mai buni. Ducadam a fost în urmă cu câteva săptămâni în vacanță, cu familia, în Turcia. Fostul portar vorbea cu drag despre familia lui, iar într-un mesaj postat pe Facebook în urmă cu câteva zile, sportivul își îndemna urmăritorii să nu uite de familiile lor. Îl luați aminte. Ce lecție! Mulțumim, Dan Negru! Îndemnul venea după ce Dan Negru a postat un videoclip în care spunea că, indiferent de alegerile politice, familia trebuie să rămână pe primul loc. M-a zdrobit vestea morții lui Helmut Ducadam. Pe profilul lui de Facebook, ultima postare șereuită e videoul în care îndemnam la liniște și blândețe în vremea asta agitată. Ăsta era Helmut, un uriaș blând și liniștit. L-am rugat de multe ori să mă învețe secretul blândeții. A fost lângă mine în clipe în care mi-am pierdut cumpătul și mă privea liniștit. Mie nu-mi ieșea niciodată liniștea lui. Helmut a biruit viața prin blândețe. Blândețea e primul semn al bunătății. Așa a biruit Helmut viața. A scris Dan Negru, unul dintre oamenii apropiați lui Helmut Ducadam era meme Stoica. Vestea că fostul portar a murit l-a șocat, iar meme Stoica a scris un scurt mesaj pe rețelele de socializare. Legendele nu mor niciodată, a scris meme. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.